Astăzi ne vom juca Minecraft, dar iarba este OP. Așa că salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog lindițelor noastre de Minecraft. Dar oameni buni, efectiv cel mai tare data pack din episodul ăsta îl vom juca astăzi, deoarece va fi un nou data pack cu ceva, dar este OP. Astăzi ne vom juca Minecraft, dar practic iarba este OP, iarba pe care cu toții o avem în jur, adică peste tot unde mergi în Minecraft ai iarbă, nu e așa? Adică există iarba aici, există iarba acolo, există iarbă acolo, există iarbă probabil... nu pe munți, dar nu știu, undeva mai încolo 100% există. Și da, efectiv, dacă sparg un bloc de iarbă, efectiv 39 de blocuri de iron. Așa că da, oameni buni, dacă vreți episoade de genul cu Minecraft, dar ceva este OP, sau episoade de Minecraft, dar în general, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel, un follow pe Instagram, pentru că am pus o poză nouă și vreau să-mi dați like chiar acum, pe bune. Dacă nu dați like, o să plâng. Deci dăm like la poză pe Instagram și dăm și follow. Un follow pe TikTok la iSilent și pe Insta la iSilent IG, desigur. Și da, hai să vedem dacă vom reuși să batem dragonul și mai degrabă să vedem ce vom reuși să facem în acest episod cu iarba asta OP. Iarbă. 39 de blocuri de netherite. Ok, hai să mai spargem puțină iarbă. Wait, what? What? 21 de villager spawn egg? De ce aș vrea să spawnez? Ok, da, ok, e OP, dar nu e OP. Adică de ce aș considera că villagerii sunt OP? Adică gen, what? Ce sens are iarba asta? Dar în orice caz, oameni buni, hai să vedem ce progrese putem face pe parcursul acestui videoclip și dacă putem să batem dragonul. Ha, da, dacă tot vine vorba de villageri, hai să mergem într-un sat, deoarece în satul 100% găsim foarte multă iarbă. Adică și aici găsim multă iarbă, dar gen e așa foarte... What, frate, am 61 de blocuri de netherite în minutul 2 al clipului. Adică gen, stai așa că am uitat să fac survivalul ăla clasic de episod de Minecraft Dungeons, să eu și eu să-mi fac un pickaxe, să mă duc în sat, să am un ceva, știi? Adică, stai o secundă, stai puțin, că deja treaba e prea agitată treaba aici. Adică, mă rog, eu sunt prea agitat, dar sunt agitat deoarece port șapcă. Și probabil v-ați întrebat de ce port șapcă. Ei bine, în București nu există apă caldă, deci nu mă pot spăla pe cap. Și dacă nu mă pot spăla pe cap, e bine, nu pot să-mi afișez părul meu suprem și părul meu de prinț și părul meu mătăsos și părul meu... Da, ați înțeles ideea, e mai complicat cu părul vopsit. Dar, ideea e în felul următor. Eu, între timp, am făcut un stone axe și un stone pickaxe. Și o să-mi fac și un hoe pentru că o să iau hay bale-uri. Bă, dar stai, dacă pot, este așa, dacă pot să iau mâncare din iarbă. Ia stai o secundă. O, diamante, lemn! Oh, 51 de... Ok, da, data pe costa chiar e OP, gen, chiar e OP. Hai să mergem într-un sat. Ok, bun, gata, am ajuns într-un sat, salutare tuturor. Oh, domnul Iron Golem, stați o secundă, eu am venit aici doar pentru niște iarbă. 39 de mere înșantate. Să mă bată tata că am făcut acolo cea mai subțire voce. Băi, băiatule, băi, deci deja nu e de joc, adică ne o să batem dragonul ăla 1-0, gen. O să-l batem 10-0. Mai luăm paturi? Bă, de fapt, da, știi ceva, n-am mai bătut dragonul cu 4 de 100.000 de ani, dacă e să mă gândesc așa. Ok, da, deci hai să vedem. Bă, da, stai puțin, că plan m-a venit cu un scop aici în sat. Bă, dar nu-mi dă și mie, frate, gen, uite, îmi dă doar așa, trebuie să... O, totem, da, 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 mama, avem două toteme. Ok, dar stai așa, nu-mi dă și mie, gen, what, mi-a dat seeds, gen, uite, unele poate să-ți dea seeds, unele poate să-ți dea, gen, dirt. Mi se pare mie sau mi-a dat dirt? Ok. Bun, stai o secundă, dar vreau și altceva, vreau o diversitate. Oh, cărți! Da, bă, cărți să-mi înșantez. Oh my god, asta are logică, asta are logică. Ok, ok, păi fii atent. Mamă, păi stai așa cum să fie mai tryhard clipul ăsta de Minecraft, dar hai să... Oh, elitra! Oh my god, da, deci... Fii atent, mă, deci chiar îți dă iteme diversificate, dar nu ți le dă atât de ușor. Asta îmi place mie. What, shulker shell? Shulker shell? Oh my god, uite, bă, poate să-ți dea și semințe multe. Ok, ok, a, uite, iarba asta
În altă nu ți oferă nimic, am înțeles, am înțeles. Păi fii atent, haideți să vă explic de ce episodul ăsta o să fie mai greu decât celelalte cu chestii OP, pentru că aici trebuie să ne facem totul homemade, înțelegeți? Deci fiți atenți, deci trebuie să facem un felul următor. Punem crafting-ul ăsta aici, după care facem bețe și trebuie să ne facem noi uneltele. Gen, stai o secundă, fii atent. Fac aici diamante și trebuie să-mi fac eu separat. Trebuie să-mi fac eu pickaxe, trebuie să-mi fac eu cască, trebuie să-mi fac eu chest. Bă, am prea multe! Dă un like acum sau acest baby villager va avea de suferit, doar nu vrei să sufere, uite, s-a speriat gen. Mersi de like. Oricum nu-i făceam nimic, stai liniștit, nu sunt un om oribil. Gen, știi care e problema în momentul actual, gen, care e problema reală? Faptul că... Hei, dar chiar, de ce nu fac eu shulker, gen? Bă, de ce nu fac eu shulker, frate? Și-mi bag direct aici în shulker tot ce bam bam, știi ce zic? Și aia e gen, wow, pe bune, bă, pe bune, zici tu, frate, de ce, oh my god, stai, n-am vrut gen, stai, era o glumă, frate, stai! E, da, vrei să ne batem? Păi stai așa, că ți-arăt eu aici, bătaie, fii atent, cea mai tare tactică din lume, fii atent, îmi fac o sabie, stai așa, stai că n-am bețe, stai așa, mă. Stai că te bat în mod original, fii atent, că te bat pe obsidian, ia-o pe asta, și pe asta! Și pe asta. Și actually am mâncat morope, deci pot să stau. Aoleu, doamne. Bătălia. Ok, hop. Ok, mamă. Deci mă bat cod la cod cu asta, mă bat. Haide, frate. Haide, frate. Opa. Haide, bă. O, regele. De ce l-am bătut? N-am nici cea mai mică idee, gen am resurse infinite. Ok. Am nevoie de niște lemn pentru a face din tot lemnul bețe. Și acum, hai să continuăm într-un final cu pantaloni. Așa, și așa, și așa. Ok, perfect. Bun, acum sunt full diamond. Și acum, ghici ce? Trebuie să facem un lucru pe care neapărat trebuia să-l facem. Și anume, smithing table pentru a face tot din diamond în netherite. Ok, perfect, pentru că în caz că nu ați aflat, avem netherite, gen, chiar avem, adică nu e de joacă aici, ok, bun. Acum, hai să facem totul de netherite, bam, bine, da, tată, da, aia zic. Bun, frumos, și acum ghicișe, pentru că avem și obsidian și avem și cărți, facem ce vrei, mă, facem mare enchantment table și asta nu e tot, atenție, mamă, zici că sunt la teleshopping, doamne, asta nu este tot, deoarece vom face și bookshelf, câte? 17 apare, mă, tu ce vrei, mă, băiatule? Ok, bun, și fii atent, punem enchantment table undeva, mamă, deci stai așa că aici facem direct mare nebunie, uite, îl punem aici și punem cărțile în jur. Nu în jur, în prejur, gen. Ok. Și hai să vedem când o să fie de level 30, level 16. Ok. Mamă, dar stai așa că o să trească să mai punem 100 la 1000, gen. Level 22, ok, mai trebuie. De câte erau nevoie? Mă rog, între timp mai bag un număr înșantat, că îmi permit doar. Ok, și mai am nevoie de cărți. Deci cărțile ne mai lipseau, ca să facem aici mari nebunii, gen, facem marele bookshelf, bun. Hopa, hai zic că e level, ok, e level 24, bun. Punem și pe aici, acum e level 28, ok, punem pe aici, acum e level 30, da-l încolo, că nici n-avea acum. Ok, bun, și acum, lapis, frate, stai o secundă că ăsta nu ne-a dat lapis. Ai de capul și de zilele mele, frate. Bai, că și 64 mai ajung, bun, deci... stai că trebuie să facem level mai mult de 30, haulă, și acum nu mai am sticluțe. Bă, grea e viața când ai multe iteme OP și gen nu le ai pe toate la tine mereu, gen la îndemână. Grea e viața, nu mai am nici aici sticluțe. Ok, trebuie să spar mai multă iarbă. Clasic. Haide, dăm sticluțe. Vreau sticluțe cu XP, te rog. Please. Haide, știu că vrei iarbă. Haide, te rog, mamă, cât e... Mamă, ce se întâmplă aici? Moartea. Haide, bă, dă-mi sticluțe, diamante. Dă-mi sticluțe. Oh, mamă, asta a durat decât 4 ani. După 4523 de ani avem level 49. Așa că o să ne punem pe hău nebunii. O să ne punem pe pickaxe eficiență 4 nebunii.
Looting 2? Na, eu nu mă pot prezenta la dragon cu asemenea sabie. Du-te de aici, că nu se poate. Looting 2, ce mă? Hai, nu. Sharon's 4, da, ok. O să mai adăugăm pe parcurs, oricum nu vă panicați, deci în caz că vă panicați, nu vă panicați, gen. Ok, bun, Elytra moment. Da, și eu deștept. Ok, Blast Protection 4, păsta avem Fire Protection, e de netherite, bro, oricum e Fire Protection, Respiration și nu mai am level. Toamne! Ok, și hai să vedem ce ne dă pe chest plate. Ai, frate, Protection 3, cel mai proaste enchanturi posibile. Gen, pe bune, de se putea, bă, nu se putea mai prost de atât, gen. Am înțeles. Da, o mare dezamăgire dacă e să mă întrebați pe mine, dar în fine. Mă duc să-mi caut speranța, fraților, că, bă, data pe costa e tare, frate, e mișto iarba OP, dar... Ha, uite un lava pool. Caut, nu știu, mă duc în Nether, mă duc la dragon, deci nu știu, efectiv chiar m-a dezamăgit ferm. Și enchanturile proaste, bă, băiatule. Oh my god, ok. Măcar facem aici niște treabă, stai așa să-mi dea niște lemn. Lemn. Ah, dar stai mă că, bă, Doamne, bă, deci uneori când e sărac toată viața, când ai, nu știi că ai, gen. Nici nu știi cum să te comporți când ai gen. Am înțeles, bun, perfect. Stai să spargem și noi această bucată de obsidian, doamne și domnilor, și hai să facem rost de o bucată de flint. De unde aș putea eu să fac rost de o bucată de flint? Gen, unde ar putea să fie? Oh, aici, actually. Stai o secundă. Uite, chiar aici ar trebui să fie unde mi-e lopata. Nu mi-am făcut lopata, deci mi-am făcut hău și nu mi-am făcut lopata. Ice Island moment, gen ceva destul de clasic, am înțeles, bun. Bă, pleacă mă, sunt amărât, te rog. Bă, deci efectiv toată lumea împotriva mea, toți. Vă dați seama dacă am ajuns să spun la un data pe că e gen împotriva mea, da. Wow, bun, și hai să mergem în Nether, să luăm Blaze Road-uri pentru că nu primim mai Offender. Și nici perle, aparent, gen. O să trească să facem cumva roz, dar măcar știu că pot să fac asta. Pentru că am Fire Protection, nu de alta. Mă rog, și pentru că am cam rope. Bun, hai să vedem unde găsim și noi un fortress, frații mei din SMP. 600k, ascultați 600k pe Spotify și pe Apple Music. Bă, frate, pe bune, gen, unde e un fortress, gen... Gen, efectiv, de ce fac asta? Uite, un guest. Mereu am vrut să bat guesturile pentru că mă enervează. Chiar sunt enervante. Ok, bă, dar totuși, gen, un fortress, my brothers. Bă, wow, be careful. Mamă, mai ține minte cineva vorba aia? Oh, salut, mamă, și fii atent că am nimerit fix. Am looting pe sabie, nu? Nu, pentru că am aruncat sabia cu looting. Holy fuck, de ce am aruncat sabia cu looting? Efectiv, era cea mai tare sabie pe care eu puteam să o am, gen. O sabie cu looting. Gen, m-a ajutat în momentul de față atât de mult, gen. Dacă găseam o sabie cu looting, sau mă rog, dacă aveam o sabie cu looting. Oh, ok, salut. Ok, câte avem? 3? Ok, bun, la 15 plecăm. Ok, n-am mai plecat la 15, dar am plecat la 14, gen, sunt suficienti și 14. Băi, și întrebarea e cum fac eu rost de perle acum, băi, ghesule, că stau una de nu te vezi. A, vrei și tu? Sigur, nicio problemă. Ha, ia stai o secundă. În lumea cealaltă... În overall, practic când spărgeam iarba, primeam gold. Mai țineți minte? Și piglinii gen fac trade cu gold. Oh my god, trebuie să mă întorc în overall. Ok, hai să ne întoarcem. Ok, bun. Hai să vedem dacă putem găsi... Ok. Oh, ok, iarbă. Bun, hai să vedem. Deci blocuri de gold, da, blocuri de gold. Ok, netherite. Ok. Ok, haide, gold, aur, frate, gold, come on, hai că mi-ai dat până acum, uite, acum îmi dă sticluțe, frate, că nu mai suport și când am nevoie de gold nu-mi dă, și când aveam nevoie îmi dădea, regele, hai mă că era imposibil, mamă, deci uitați-vă că gold avem, păi am înnebunit, deci au înnebunit piglinii aia când au văzut. Mamă, și stai să-mi fac și un alt picol vestimentar din gold. Că mă iau aia la bătaie. Stai o secundă, dăm lemn.
Că logică, nu o să-mi dea, mă, deci data pe costa nu o să mă asculte niciodată. Bă, dar niciodată. Ok, hai să vedem. Îmi fac papuci. Papuci, moment. Ok, perfect. Și acum, hai să mergem în netherite. 3, 2, 1, pom! Ok, bun, unde sunt piglinii? Băi, salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Ok, hai. Vă rog, gândiți-vă ce doriți să-mi oferiți. Oh, regele! Da, 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 da. Ok. Ah, ok, gen, efectiv, mi-a dat un nether brick. Și enderman-ul pe care l-am omorât nu mi-a dat nimic, gen. O să fie, o să dureze ceva. Băi, deci eu îți dau gold, tu îmi dai perle, ok? Bun, ia. Hai. Hai că nu e atât de greu, așa, da. E gold, e adevărat. Și tu îmi dai perlă. Puh, nu faceți niciodată trade-uri cu piglinii. Vă avertizez. Da, 18 offender și... Trebuie să mergem încolo. Ok? Pe locuri, fiți gata? Oh, stai să-mi iau perla înapoi, păi da, cum să nu? Și... Doamne ajută! Ok... Ok, ok, ok... No! S-a spart! The fuck? Era să și mor! Ok... Aici! Regele, mă! Mamă, dar nu știu dacă o să mai ajungă, sincer să fiu... Am mai dat una, bă, da, bă, 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 nu mă ajută deloc, nu mă ajută deloc intelectul pe care l-am. N-am fost deloc departe, apropo, nu știu cum am acest noroc. Bă, băiatule, nu se poate așa ceva, vă vine să credeți că am murit, gen, dar acum am reînviat. Pentru că ați dat like, gen. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Stronghold. Yay! Mamă, era să nu-mi ajungă. Dragonule, vin după tine. Și acum să-mi dea crejen. Bun. Ok, era să mor acolo. Recunosc, recunosc. Mamă, deci asta o să fie cea mai ușoară treabă din lume. Bam. 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 Ok. Ajung aici. Stai așa, stai, 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 stai. Da, stai. Graba strică treaba, știți vorba aia. Ok. N-aș vrea să mor, gen, n-ar fi... Cea mai tare chestie care s-ar putea întâmpla. Ok. Bun. Bun, 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 bun. Easy, easy, easy. Woohoo! Ok, perfect. Bun, bun, bun. Stai, 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 perfect. Aia zic, aia zic. Bun, și aici va trebui să fie easy. Oh my god, stai că nu e deloc easy acolo. Ok. Stai. Mamă, bă, nu știu de ce mă simt noob astăzi. Gen, parcă joc ca un noob astăzi, dar doar astăzi, promit, gen. Doar astăzi, gata. Domnule Dragon, oficial nu mai aveți ce facem. Sunteți mort, morțanes sunteți. Și, cine pe aruncat? Bă, ce aruncă fraierul ăsta? A, bine, hai că te aștept la părș, domnule Dragon. Mai discutăm noi imediat ce ajungi. Și eu chiar luasem paturi, gen, ca idee. Eu chiar credeam că nu o să-l bat. Ca idee, gen, eu chiar cream că nu o să-l bat, dar îl fac praf și cu Sharpness 4 și atât, gen. Oh, da, 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 da. Activăm hack-ul, cum ar spune copiii. Băi, să nu te joci cu hack, ăsta e hack. Nu e hack, fraților. Credeți-mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Mi-am aruncat sabia. Oh. Asta e, asta e. Doamne, eu vreau să fac MLG-uri aici. Mi-arunc sabia, sunt nebun. Sunt nebun, sunt nebun. Oh my god. Ok. Ok, 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 ok. Ai că da. Am înțeles. Haide, e momentul. Momentul adevărului. Nu, 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 nu. Nebunule, nebunaticule. No! Mamă, ce nebunatic e dragonul ăsta, mă, băi. Două hituri am dat, mă, și a plecat că știa că e pe moa. Haide, mă. Da, tată, da, 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 da. Bine, bine, bravo, bravo, bravo. Bine, bine, mă. Aia zic. Aia zic, frumos, frumos, frumos. Ah. Da, mă, da. Băi, fraților, cam ați jucat de episod de Minecraft, dar iarba este o, sper că v-a plăcut, eu am fost Alex Talent, voi ați fost voi, iar ne sigur că ne vedem data viitoare la un nou videoclip, toate cele bune și pa, pa!